de la direcția tehnică Baco este chiar interesantă. Întâi și întâi o clădire care a întruchipat, după părerea mea, coroana copacilor, care se desprind cumva de pământ prin viața pe care fabrică. Este vorba despre o clădire în stil cu totul original, care, cred eu, a primit și acceptul celor de la direcția sindică, a domnului inginer de lasă în primul rând, cred eu, o clădire care ar exprima libertatea de visare și de mișcare. Nu pentru considerația asupra clădirii neapărat în față cu domnul inginer Viorel Chelase, ci pentru a afla niște lucruri concrete despre activitatea direcțiilor silvice și a pădurarilor, când începe acum distribuirea, vânzarea, tăierea unor păduri, de toamnă și din iarnă, și în sfârșit unele aspecte legate de legislație. Domnul inginer, mă bucur să vă văd. Și eu mă bucur să vă repăd. Nu întâmplător vin la dumneavoastră ca la un adevărat prieten și cred că e reciprocă, din cauza că n-am avut alte motive să cred. M-am întristat puțin când la Motoșeni acum vreo 2-3 săptămâni. Am întrebat de dumneavoastră, dar nu a mai fost de mult. Ar fi spus, vă duceți rar acasă la dumneavoastră. Mai aveți dorul ăsta de casă de Motoșeni? Dorul de casă l-am, dar merg atunci când timpul îmi permite. Ultima dată cred că am fost prin un august, deci nu... E mult chiar timp de când... Nu chiar de vreme. Nu e mult timp de când am vizitat familia de la Motoșeni. E grea viața pentru un director de direcție civică? Așa cum mi se pare după niște ani, dacă ați aproape Nu cred că am putea spune că este o viață foarte grea pentru un director de direcție silvică. Este multă muncă, e un sistem foarte vast, nu e ca unitate, ca o întreprindere în care poți să controlezi totul, fiind delimitat, nu? Aici pădurea e peste tot și principal partea de instruirea personalului și de selectarea personalului trebuie să fie primordială, pentru că pădurarul acționează de cele mai multe ori singur, nu? Și de cele mai multe ori el trebuie să se autocontroleze. Și atunci trebuie să selectăm corespunzător personalul și periodic, noi o facem prin ședințele de analiză, bilanț, să le aducem la cunoștință legislația, ultimele noutăți din domeniu. Oamenilor ăsta... De ce nu să nu să cenzurăm și activitatea? Oamenilor ăstora le dați pușcă, domnule, luați, pot trage în oameni. De aceea faceți un control amănunțit psihologic? Sigur că da. În afară de partea noastră vine și cealaltă. Totdeauna trebuie să fie apți din punct de vedere psihic și fizic, pentru că e o activitate care implică și mult efort fizic, nu? El trebuie să patruleze în raza cartonului, trebuie să aibă o anumită condiție fizică, totdeauna trebuie să fie în formă. Puteți spune că începe campanie de toamnă-iarnă în păduri? Mă gândesc la vânzarea de materiale, nu? Nu. Bine, sunt anumite perioade din an când apar diferite campanii. Campania de împăduriri, în care, pe lângă faptul că mergem să plantăm suprafețele pe care le avem în program, căutăm să atragem cât mai mult masele către noi, în sensul de a educa pentru dragostea asta de pădure, tinerii în special, nu se poate vorbi de o campanie. Eu cred că la pădure activitatea se desfășoară în tot timpul anului, pe baza unor calendare, nu? Tot timpul anului. Avem tăieri de îngrijire pe care le facem cu continuitate. Tăierile principale, într-adevăr, sunt unele cu restricții și acum am dat drumul la aceste tăieri. Masele noastre din principalele cu restricții e pus în circuit. În rest, celelalte lucrări le facem cu continuitate tot timpul anului. Eu m-am gândit că oamenii
cam de pretutindeni, chiar dacă au centrale de încălzire pe lemn, tot la dumneavoastră ajung că e nevoie de mare. Principala sursă este cea a direcției silnice, de masă lemnoasă pentru nevoile proprii ale cetățenilor. Dar în perioada actuală, formele de proprietate s-au diversificat. Așa. Avem mai mulți administratori, mai direcția sindică. Și depinde de zona. Unde domină direcția sindică, direcția sindică este furnizorul de masă lemnoasă pentru foc. Unde sunt ocolele private, oamenii își iau lemnul de la aceste ocolele private. Că tot dumneavoastră puneți apostila acolo. Nu punem noi. Nu, nu mai punem. Dar... noi avem concurență. Deci nu mai avem poziție de monopol. A fost direcția sindică în perioada anilor 90-94 singură pe piață, o poziție de monopol, acum nu. Pot să vă spun că la nivelul țării, jumătate, mai puțin de jumătate din suprafață este la regia națională, iar cealaltă jumătate, mai bine de jumătate, este în proprietate privată. Deci, dacă vreți, nu este singurul actor pe piață. Ajutați-ne să înțelegem, deci, nu noi neapărat, dar câți cititori avem noi, vreo 2000 ceva. Cum e cu informatizarea, electronizarea acestor tăieri, livrări, transport de materiale? În perioadă a fost mediatizat, nu? Din media, ați aflat? Din media, sigur. Departamentul este preocupat de trasabilitatea lemnului, de controlul circulației legale a materialului lemnos. Nu este un lucru. Este un lucru foarte bun, consider eu. Pentru că în orice moment se știe de unde pleacă lemnul și dacă cel care îl transportă, îl transportă legal sau nu. Ăsta este... Și cum ar fi stat în mijlocul muntelui câte o cameră vise? Se generează niște coduri, da? Se generează niște coduri, generează un cod la plecare, de unde pleacă lemnul. Asta da. Poate face prin orice calculator. Offline, online-us, da. Sunt profesioniștii care sunt definiți în legislație. Categoria profesioniștilor este foarte clar definită. Cine utilizează aceste coduri? Și în orice moment, traseul lemnului este controlat și locul de unde pleacă acest lemn. Nimeni nu mai poate să facă nicio mișcare fără să aibă asigurată legalitate. Nu vă cred. De ce vei spune cameră de luat vedere? Păi nu, intră în sistemul informatic. Adică deci, urmări prin GPS? Sau printr-un program. Printr-un program. Programul e pe calculator. Da. Este acoperită toată suprafața țării și în Văgăuna, nu știu care, cu 100 de metri cu vedea. Bine, acolo unde nu avem semnal online, așa. Codul se generează în momentul în care e ajuns la semnal. Altfel, tu îți iau fotografia de acolo de sus și gata. Deci, în orice moment, ești supus verificării. Organul de control, practic, ce face? Are un program, introduce numărul de mașină și programul îi spune dacă mașina are acte și ce, dacă ceea ce transportă este cuprins în actul respectiv sau nu este cuprins în actul respectiv. Domnul director, se va mai fura în pădurile românești sau nu? După părerea dumneavoastră, aveți 20 de ani de vechime. Ce să spun? Eu cred că prin acest sistem furtul este limitat. Foarte limitat. Acum românul este inventiv. Nu știu. Nu știu ce să vede. De fiecare dată silvicultorii au căutat să controleze sistemul. Au căutat să elimine furturile. Dar cei care folosesc lemnul, să folosesc de lemnul ăsta, uneori a fost mai inventiv decât noi și au găsit. Eu zic că acest sistem este foarte bun și va fi foarte greu să te sustragi acestui control. Dacă vom privi echilibrul investiție-preț, se acoperă prețul, că informatizarea asta înseamnă... Sigur că se acoperă prețul, pentru că lemnul fiind pus legal pe piață, nu? Toți agenții economici o să dea dările la stat, o să... Dar, în primul rând, prețul cel mai... e pentru pădure, da? Adică dacă protejezi pădurea, cred că
e suficient preț, nu? De ce, absolut de acord, de ce se poate spune că cine are pădure are aur? Nu, România, am avut aurul ăsta, s-a mai ușurat el. De ce se spune? Nu cred că fiecare dintre noi putem să înțelegem, ca să zic așa, sensul acestui proverb sau... Eu nu m-am referit chiar la valoarea lui intrinsec, adică am 2 metri cub, costă 3 metri. Nu neapărat la lemn, nu. Ne referim la pădure în ansamblu. La oxigen, la starea de sănătate. Fiecare dintre noi avem nevoie de pădure. Chiar dacă funcție de educație o vedem într-un anumit fel, da? Unii să se ducă noi, silvicultorii, să se întâlnească acolo, unul are nevoie de recreere, altul are nevoie, știu de sursă de inspirație. Noi, silvicultorii, o vedem ca pe un sistem foarte complex și avem obligația ca să transmitem pădurea generațiilor următoare, cel puțin în limitele în care am preluat-o noi. Deci, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi avem nevoie de pădure. Domnule director, am văzut... Și mai e, cred că e un vechi proverb indian, cred, care spune când dispare pădurea, dispare și omul. Și iarăși, cred că... Așa este, da? Dar mai mult decât atât. Vedeți dumneavoastră că zona care are un grad suficient de acoperire cu pădure este deosebită de cea de... lipsită de pădure. Corect. Adică se creează un microclimat altfel în viața, nu? Altfel, pe lângă pădure sau în pădure decât... Și vizual și... verdele pădurii combinat cu albastru și cerului, cred că... Mai trebuie din punct de vedere psihic, cred că... Mai trebuie un laș și tot e perfect. Totul e perfect, da. Doamne director, eu pur am mai văzut, mai puțin ca altă dată, că au dispărut pădurile. Nu cred... că au dispărut burloacele. E un fenomen. Aveți dreptate. Au mai dispărut. Da. Au dispărut sau că mai sunt? Sunt exemplare din ce în ce mai puține. Deci tot acolo. Sunt explicații diferite. Culturile de rapiță. Adică erbicidările și faptul că consumând rapița apare o boală și decimează populația de iepuri. Asta e la iepuri, dar în rest, vedeți dumneavoastră, că am început să avem populații din ce în ce mai numeroase, de mistreți. Așa. Reclamații în toate zonele, în toate zonele agricole. Da, reclamații peste tot. Asta era... Păi trage scopul ca voi. Asta, nu. De fiecare dată... Nu, de fiecare dată noi evaluăm aceste exemplare, da? Populații, ca să zic așa, și pe suprafața pe care o ocupă, facem în așa fel încât să avem un optim al populației respective. Nu putem să extragem cum vrem noi și cât vrem noi. Cotele de recoltă sunt cenzurate de minister pe baza unor evaluări, pe baza unor statistici. Dar și cu, acum avem niște probleme. Nu pe aveți? Cu, da, avem. Au apărut, sigur, au apărut și lupii. Și lupii trebuie ținut sub control, pentru că altfel nu mai avem oi. Nu avem oi, dar nici în pădure, celelalte cerci și alte specii valoroase. Lupii, dacă ne referim la urs, la urs am început să avem probleme în zonele populate de la munte. Din la mâncare. Din la mâncare. Un caz deosebit este cel de la Slănii, Moldova. Am văzut în media, sigur. Ați văzut în media? Sigur. Suntem preocupați ca să punem ordine acolo, să extragem, căutăm să mutăm exemplarele în alte zone. Dacă nu le putem muta, avem cotă aprobată de ministră și prin lege suntem obligați ca în aceste zone unde apar probleme să intervenim și să extragem exemplarele. Să nu spuneți că n-ați servit o friptură de urs. Acum depinde. E prea scumpă, nu? Depinde de plăcerea fiecăruia și cât de bine știe să prepare. Dom'le, am văzut chiar la niște restaurante foarte aproape de Bacău, unde filmăm acum la direcția Silvică Bacău, am văzut mese, fripturi și alte produse alimentare din vânat.
Asta ar însemna că se vânează iepuri, se vânează, apropo de păsări, mai aveți diverse soiuri de păsări în sărbăticii. Eu zic și aia poate fi vâna, da? Eu zic că la nivelul județului Bacău și în special pe fondurile direcției silvice, gestionate de direcția silvică Bacău, pentru că iarăși și păpânătoare, nu direcția silvică este principalul gestionar din județ. Dar asociația locală, că pe fondul nu astfel îți vor ființe, nu există, nu. Se poate duci fără să întreb la vânătoare? Au regulile lor, au de gestionare, sunt direct. Sunt sub controlul direct al ISV-urilor și al Ministerului. N-au treabă. Deci, suntem pe picior de egalitate. Încă o dată, să dispară ideea de monopol a direcțiilor silvice. Nu. Pe anumite segmente. Eu nu mă gândesc la monopol. Mă gândesc în două sensuri. Domnule, acolo unde ai niște oameni foarte competenți, și îndrăznesc să spun că Bacău este, și nu numai că sunt... Competenți pe administrare. Și pe administrare și pe cunoașterea particularităților. Corect, aici nu? Da, sunt de acord cu asta. Oamenii aia trebuie să spună, îți dau voie să te duci în sectorul cu tare la vânătoare, nu. Îți dau voie să exploatezi. Nu așa este regulă, nu. Dacă e să vorbim deci de vânătoare... Deci acceptăm o anumită ordine impusă de un dar nu suntem noi care impunem ordinea. Ordinea o impune ministerul, prin organele de control care sunt ISV-urile și ITRSV-urile. Deci, direcția silvică, în calitate de gestionar de fonduri de vânătoare, este egalul ACPPS-ului, este egalul, știu eu, altor asociații de vânătoare, Colțau sau ce asociații mai sunt prin județ. Toți sunt sub controlul ministerului. Avem niște reguli de respectat în calitate de gestionar, iar ministerul, prin controlele care le fac, da, ne evaluează modul în care gestionăm și mai putem pe viitor participa la licitațiile organizate sau putem să solicităm fondurile, să le administrăm în funcție de calificativul pe care îl primim. Domnule inginer Gărel de Lasă, eu mărturisesc a doua oară că am cea mai bună părere despre dumneavoastră, că sunteți un specialist extraordinar, ați parcurs toate etapele de la simplu angajat la cei de director al direcției, ba chiar ați fost și în ministerul timp. O perioadă. Deci, un om absolut dedicat pădurii și, de ce nu, cunoscător al acestor particularități ale muncii. Dar, în pădure se mai fură, chiar dacă nu le cunoașteți, toți se mai fură. Se fură, da. Doi, lemn. Lemn. Doi, fondul cinegetic este în... Supus braconajului, da. Deci, corect. O fie... Inginerul de la secund, dar nu poate interveni acolo, sau ce se întâmplă? Ba nu, are și ce probleme de rezolvat, nu? Adică, îl prinzi pe ăla cu pușcoacea în mână, în mijlocul pădării, nu-l poți întreba, doamne, ce cauți aici? Dar fiecare are competență să acționeze în raza de activitate, a fondului pe care îl gestionează. Da, firesc, e care pe moșelul de acolo. Și pe... Deci, odată ce e gestionar, ai niște competențe și ai niște responsabilități. Clar că avem zone care sunt supuse braconajului și intervenim, facem patrulări prin personalul de specialitate care îl avem. Vă pot spune că în ultima perioadă chiar am depistat anumite cazuri în raza Ocolului Fântânele, în raza Ocolului Mănăstirea Cașin, în dosarele sunt în cercetare la poliție. Cât privește furtul de lemn. Furtul de lemn, zic eu că s-a mai diminuat în ultima perioadă. Domnule inginer, o altă întrebare. Legislația vă apără pe dumneavoastră. Aveți legislații corespunzătoare? Vă apără pe dumneavoastră lucrători. Vă asigură dreptul dumneavoastră de control și de ce nu să luați niște măsuri? Că control înseamnă niște măsuri. Eu zic că legislația este acoperitoare pentru problemele care le avem. Așteptăm cu mare interes apariția codului silvic, pentru că știți, codul silvic... Nu la actualul cod silvic. La acela de actualul cod silvic lucrează cei care sunt... Acolo. Bine, și noi l-am avut spre consultare, am făcut unele observații. De lucrat, au lucrat cei din minister. Știți foarte bine că acest cod silvic este o lege organică, și, de la pornind de la această lege organică, toată legislația subsecventă codului silvic va fi adaptată sistemului nou
mai mulți administratori și nevoilor pe care le are în prezent rezolvat silvicultorul și silvicultura românească. Două, trei întrebări, vă rog. Întrebările nu neapărat, dar răspunsuri. Da. Așa, domnul inginer, direcția pentru silvicultură este una dintre cele mai importante într-un județ. Aș zice că după direcția copilului, protecției copilului și a vârstnicilor, cred că dumneavoastră sunteți cei mai importanți, pentru că administrat un teritoriu foarte mare, că aveți grijă de sănătatea oamenilor și, de ce nu, trebuie să impulsionați lumea să o și educați. Campaniile alea de sădire a pomilor sunt bune. Aveți personal cam câți oameni? Deci, pe total, Bacău, în direcția Bacău sunt 900 de angajați. 900 de angajați, din care în jur de 320 sunt pădurari. Să spunem, care e baza, că trebuie să avem piramida. Număr suficient pentru a rezolva problemele de bază, problemele de cultura pădurilor, problemele legate de curățirile, de lucrările de grijire. Aveți mijloacele necesare și de paguri de control, adică mașini? Absolut tot ce trebuie pentru, pentru o direcție silvică se regăsește și la direcția silvică. Ar trebui să considerăm că la direcția dumneavoastră Vedeți, că dumneavoastră ați remarcat că avem și un sediu reprezentativ pentru o direcție... Care e frumos, unic, din ce am o direcție ca Bacău, considerați-l un sediu reprezentativ. Este. Un sediu care admirat și în perioada asta, dar poate fi admirat și peste 10-20 de ani. Sperăm că mai bun, domnule, să credeți, suntem cu două, mai nu se dărâmă. Mă gândeam la un orizont care ține și de persoana. Nu, că de timp. Eu ar trebui să constat acum că ce faceți dumneavoastră, faceți în așa fel încât să rămână. Deci să fie de actualitate nu numai în 2014, da? Să fie de actualitate și peste 20 de ani. Domnule director, e greu muncă, e grea munca de director la silvicultura Bacău? Grea. Nu cu asta am început? Cu asta am început. Grea depinde, cum o consideră fiecare, dar o muncă complexă, pentru că în afară de a gestiona problemele curente, da, trebuie să faci față problemelor de zi cu zi care se ivesc și din partea autorităților, și din partea partenerilor. Da, că sunt, sunt foarte mulți parteneri cu care ai contracte, sunt autoritățile locale cu care vrei, nu vrei, interacționezi și pe legi funciare și pe alte probleme. Să încheiem zâmbind. Aveți o viață dinamică, dar și vreau operatorul să apropie fața dumneavoastră. Da. Dați impresia de sănătate și optimism. Eu vă aș ruga, mulțumesc pentru compliment. Să rămâneți așa, domnule. Da, sănătate vă doresc și dumneavoastră. Vă strâng mâna cu plăcere, ca asta chiar vreau să se facă. Da.